mult pe afară ce se întâmplă. Și am verificat vreo doi roi. Bine, filmulețul îl pun mâine pe ăsta cu roi, dar să vezi cum aduc polen. În martie nu era nimic. Fain, fain. Și da, da, aduc deci nu... dimineața, aduc ceva polen. Nu pot să zic că nu aduc deloc, dar slab, slab. Stai, mi-am filmat la 3 după amiază. Intrau câte 10 odată. Bătaie Oaie. erau diriși. Da, Hai, deci nu mă uitam și nu venea să cred. hai. La noi, după amiază, pot să filmez 10 minute să prind o albină cu polen. Da, zone, zone și zone, da, corect. Se anunță ploi o Da. săptămână întreagă. Sperăm să vină. Lasă că e bine. Dacă plouă, oh. Dacă Da, e la plouă noi. după ploaie, Da, învie la tot. noi cum e sezonul așa lungă, au vreme să se refacă coloniile. Au, Deci au, au. nu ca și în România. Aici au vreme să mai facă puiet. Oi, oi, oi. Păi, stai, mai devreme și cu două luni. Păi, ce discutăm noi? Noi mai avem o lună și ceva. Noi de acum încolo creștem. Noi de acum încolo începem ce s-a început în România acum o lună, la 1 august. Da. Cam, da. Da, cam așa e. Da, 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 da. Care e subiectul serii? Ce v-ați hotărât? Despre ce discutați? Eu cred că o să vă ascult numai, de pe mașină. Rezolv, mâine. Sau când vii. Dar ce s-a întâmplat de s-a făcut o liniște așa? Eu am crezut că... Hai să mănâncă liniștitul, nu mai vorbi, că pierzi timpul și... Da. Hai ca să... Întreba mai devreme Da. Care e subiectul serii. Subiectul serii. Mă rog, ce lucrări de, să spunem, de moment, știi, pentru pregătirea de iernare? Și, bineînțeles, cumva experiența fiecărui, adică ce face Gabriel Petruc tocmai în nordul Moldovei, în Bucovina, nu? Deci, da. Așa. Ce se întâmplă la mine, bineînțeles, ce se întâmplă la voi? Da, e interesant, dar mă uitam, mâine o să postez ceva. Ce înseamnă totuși hrănirea, nu neapărat că o să fac eu hrănire corectă sau cine știe, dar ce înseamnă totuși hrănirea să existe în perioada asta a lunii august? Deci inclusiv mățișorii a făcut de mine pe 20 iulie, inclusiv ăia nu mai au loc în bine, în cadă ți-ai văzut, sunt pe patru rame, le pui două diafragme, dar măcar să crape în alea patru rame, știi? Da. Păi acum și, acum da. Și la tine, și la mine, și la Ionel, îți permit să iernezi mai mic și să faci roi până mai târziu față de România. Da, și asta e corect. Nu, eu tot ce-i sub jumătate de ladă și asta înseamnă la mine
știi că eu sunt cu Melu, cu alea de jumătăți. Așa. Și lăsesem pe 12. Ai și tu pe 12. Unii, știu. Așa. Da. Apropo, stupii voștri pe 12 sunt pătrați ca ladă. Lada e pătrată? 50 cm pe 50. Ăla e. Perfect, deci pătrat. E pătrată. A, așa. Eu consider că e cea mai bună ladă, lada pătrată. Nu contează că e de 50, că e de 30, că e de 40, că important este să fie pătrată. Bineînțeles că ramele trebuie să se încapă în mod corespunzător, da, da, nu? Dar e important să fie pătrată pentru că într-un cub intră perfect o sferă. Mă refer la ghemul de iernare, știi? Da. Dacă da. Tu, de exemplu, într-o ladă mare, să spunem o ladă de 10 rame, o iernezi pe 6 rame cu diafragme și chiar dacă tundești albina, adică e bine să o compactezi, da? Dar acolo nu mai este un pătrat unde stau albinele, e un paralelipiped, adică e mai mult lung decât lat. Și atunci ghemul de iernare... Eu îți dau dreptate, da, îți dau dreptate, dar asta e valabil doar pentru apicultorii gen, no, cum suntem noi. Noi nu strângem cuibul, să nu le restrângem. Și atunci colonia se formează perfect, rotund, cumva. Dar vezi? Cei care strâng cuibul fac un ghem așa, mai dreptunghiulat sau nu știu. Da, dar nenatural pentru albine. Așa. Exact. E nenatural. Și atunci... Da, da, normal. Păi vezi, adică... Păi sigur. Și atunci, după ce că ai minus 20 de grade iarna, mai ții și albinele într-o configurație nenaturală și eu nu zic că mor, dar știi cum e? Uzura... Care-ți e... Păcoli? Care sigur. Nu sigur. Da. Depinde toate astea contează. Da, mulți nu înțeleg că toate detaliile astea care par mici, da, aici cu olțurile vorba ta, cu hrănirea un pic, cu proteica un pic, cu un stup în fiecare zi, iar câte un pic, și toate astea acumulate la nivel de un an, face diferența între 100 de kg și 20 de kg. Clar. Da. Domnilor, am terminat. Ok, îi dăm drumul la live? O să fie de bine. Dacă pot să intervin, dacă am un drum mai lung și am semnal bun, mai intru. Ok. Bine. Te așteptăm. Bine.